Festivalul Colindelor de iarnă a devenit deja o tradiție pentru raionul Glodeni. Gazda acestui festival a fost Biserica Dormirii Maicii Domnului din Struzovca. Colindătorii au venit din 17 localități și au colindat prin tot centrul satului până la biserică. Evenimentul a demarat cu o colindă interpretată de toți colindătorii. Hristos să lăudăm. Și-om umbla din casă în casă, oi da levele, doar la cei care ne lasă. Adunat la un festival foarte semnificativ. Festival care ar preamări nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Este un festival organizat în parteneriat cu Biserica din Raionul Glodeni, cu Preasfințiții Părinți, împreună cu angajații din domeniul culturii și cei care îl iubesc și vin la Domnul. Este un festival care ne-ar limpezi sufletele și ne-ar îndruma pentru lucruri frumoase și bune. Acest festival îl organizăm de fiecare dată în diferite localități și, ca tradițional, se transmite dintr-o localitate în alta steagul și simbolul acestui festival. Dragi locuitori a satului Struzovca, participanți și oaspeți ai festivalului, sunt onorată astăzi să vă salut la acest festival devenit deja tradiție. Vreau să salut în mod deosebit cetele de colindători, cei care sunt mesagerii vestirii, bunii vestiri și a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și a aflării Lui de azi înainte printre noi, printre pământeni. Eu vă doresc tuturor ca Sfintele Sărbători de Crăciun să vă aducă pace și liniște în sufletele și casele dumneavoastră. Celor care participă în acest festival le doresc o prestație deosebită, fie ca bună vestire adusă oamenilor prin colințele voastre să ajungă în casele tuturor. La toți noi ne dorim un an binecuvântat. La mulți ani! Дорогие братья и сестры, я обращусь первыми словами так. Почему Господь родился ради нас? И когда было рождение, небо было озарено светом. Ангелы явились и сказали тем первым людям, которые не спали, радуйтесь. Явился для нас Господь ради прощения грехов. Его любовь настолько велика, что Он пришел ради нас. И этот праздник заставляет в каждом человеке сердцу радоваться. И от радости сердца
всегда уста глаголят. И колядка, поздравление, является отражением внутреннего состояния, которое есть на душе у человека. И эта радость разносится по всем людям, в каждом селе, в каждом городе, в каждой семье и в душе каждого человека. Я очень искренне рад и благодарен всех вас видеть нарядными, традиционными, красивыми в нашем селе. И дай Бог, чтобы сегодня не просто мы в этих колядках спели песни, а прославили рожденного Христа, который пришел ради нас. Еще раз, с праздником всех! Astăzi colindătorii care vor aduce în fața noastră colindul sfânt și bun. Colindul este sfânt pentru că transmite un mesaj ceresc. Este o veste de la Dumnezeu și este bun pentru că are menirea să slujească vieții. Să aducă atâta bine în lume cât și între oameni. Mai facem un pas spre acest praznic luminos și vă îndemnăm acum să primim cu inimile deschise colindătorii. Pentru că astăzi, aici, în Biserica Adormirea Maicii Domnului, frumosul se conturează în colinde, în rugăciunea cântată și așa este bine colindei, să pornească din biserică, din casa lui Dumnezeu. Se mai spune că colindul este cântecul de dor de acasă. Vă invităm să pășim împreună, să mai facem încă un pas spre acasă. Acest pas va fi însoțit de simplitatea, de frumusețea și de profunzimea colindelor acelor 15 ansambluri care ni le vor prezenta astăzi. Primii colindători aflați aici pentru a ne binevesti în această zi bucuria nașterii Mântuitorului Iisus Hristos sunt din satul Sturzovca. Este vorba de membrii ansamblului vocal Cimbrișor, conducător Maximenko Eugenia. Yeah.
Nu dormi, dar
Florilor, de mireasma, florilor.
Florile d'albe, ce cuprinde lumea toată, florile d'albe, Rusalima treia parte, florile d'albe, ce cuprinde lumea toată, florile d'albe, ce cuprinde lumea toată, florile d'albe, ce cuprinde lumea toată,
soiul verde pe masă, florile de albe, rămâi gazdă sănătoasă, florile de albe, la mulți ani cu sănătate, florile de albe, să vă stea rămâi de toate, florile de albe, la mulți ani cu sănătate, florile de albe, să nu se vedea de toate, florile de albe, la mulți ani cu sănătate, florile de albe.
Noapte, patul e făcut.
aducem o veste minunată. E sărbătoare pe pământ și în cerul sus. S-a împlinit ce-a prorocit cândva prorocii. Azi din Fecioara s-a născut Iisus. Pământul întreg îi cântă osanale. Asemenea și noi, cu îngerii în cor, îi înălțăm iubirii sfinte slabă, că ne-a trimis pruncul mântuitor. E sărbătoarea sărbătorilor, darul ce poartă nume sfânt de viață. Primiți colindul și urarea noastră, slăviți-l cu noi și bucurați-vă! Lumină lină linui lin, răsai din codrii mari de crin. Lumină lină cuib de ceară, scorburi cu miere milenară. De dincolo de lumi venit și niciodată poposit, un răsărit ce nu se mai termină. Lumină lină, din lumină lină, cine te cunoaște, te iubește, iubindu-te nădăjduiește, că într-o zi lumină lină vei poposi la noi de plină. Cine te cunoaște să te creadă, trei magi veniră ca să-l vadă. Lumină lină, linui lin, răsai din codrii mari de crin, de-atâta noapte și uitare, că lumea s-a pierdut în zare, ca mai rămas în vechea lor. Luminile luminilor, lumină lină linui lin, încununându-l pe străin. Lumină lină muntăleag, tămăduind veac după veac, cel întristat și necăjit, cel plâns și cel nedreptățit, și pelerinul însetat, cum va trata al înoptat. Lumină lină, linui lin, răsai din codrii mari de crin, deasupra stinsului pământ, lumină lină, Logos sfânt, ca mai rămas în vechea lor. Luminile luminilor, lumină lină, linui lin, răsai din codrii mari de crin, de-atâta noapte și uitare, că lumea s-a pierdut în zare, a mai rămas în vechea lor. Luminile luminilor. Sărbători fericite! Yeah.
Nu mai
ați lăsat toate grijile lumești și ați venit astăzi aici de a ne admira și a ne susține. Și înainte de a ne lua rămas bun, aș vrea să o invit aici pe doamna Olga Mutelica, șef Serviciu Cultură Glodeni, cu un mesaj de mulțumire către dumneavoastră și toți organizatorii acestui festival. Am trăit clipe frumoase care ne-au înfizit sufletele și ni le-au alinat cu colinzile pe care le-am ascultat astăzi aici. Încă o dată m-am convins că colinda trebuie cântată în biserică, fiindcă se ascultă altfel și se simțește altfel. Și dacă am ajuns la finele festivalului, vreau să spun că acest festival nu ar fi putut fi realizat dacă nu era susținerea primăriei satului Sturzovca, dacă nu era susținerea enoreașilor din acest sat și, nu în ultimul rând, dacă nu era susținerea protopopului Bisericii Adormirii Maicii Domnului Victor Gulean. Și în acest context aș vrea să-i înmână o diplomă de mulțumire primarului satului Sturzovca pentru aportul adus la organizarea și desfășurarea acestui festival. Nu este primul festival pe care îl organizează aici în localitate și îl organizează destul de frumos. Felicitări! De asemenea, am lăsat acest colectiv frumos în fața dumneavoastră ca să-i aduc diploma acestui festival doamnei Mariana Iețco, care a fost și coordonatorul acestui festival, și îndeoseb și o diplomă pentru participarea în organizarea și desfășurarea acestui festival. Și dacă suntem în Lăcașul Sfânt și acest lăcaș are și el un stăpân, dacă se poate de spus așa, aș vrea ca o diplomă și un simbol acestui minunat festival să-i mân protopopului Bisericii Adormirii Maicii Domnului. Знаете, есть, будучи в семинарии, мы проходили такой предмет, который называется риторика. Это наука о красноречии. Как правильно донести слово, как более глубоко его оставить в сердце человека. Не хочу прибегать к красноречию, скажу то, что лежит на душе. Вы знаете, смотрите, люди, от последний коллектив, который выступил, их всего было 8 человек. Это люди, которые от Бога имеют широкое сердце и дар голоса. Но каждый сам по себе, он в отдельности. А в руках Марьяны Яцко – это красота. Запомните, в этом мире каждый человек сам по себе, он изюминка, он золотой, он образ подобия Божия. Но в руках мудрого руководства – это полнота и красота. Сегодняшний праздник не только тех, кто поет. Среди нас сидят и те, кто подготовил этот праздник, кто старался, кто думал, кто еще 2-3 недели назад приходил, создавал, организовывал, думал, планировал. А сегодня всего лишь итог великого труда не одного человека, а целого коллектива. И они своими талантами сделали для всех нас праздник. Но во главе этого праздника является рожденный Иисус Христос, который пришел ради нас. Он всех нас собрал. И хочется, чтобы мы поняли, самые важные основы этого праздника – это духовная сторона, это Бог и Его любовь. А мы благодарны за Его любовь и сделали этот праздник для всех нас. Хочется сегодняшний день выразить благодарность всем коллективам, которые такую особую погоду сегодня приехали к нам. Они старались, они готовились. Гостям, районному руководству.